La câini. Băi, frate, nu se poate, mă, să faci o echipă în halul ăsta. Deci bătaia asta de joc. Și tu, voi veniți după aia și nu știu unde v-ați uitat la ce emisiuni și veniți încoace și... Băi, nu se mai poate așa ceva. Ei, jucătorii, este schimbați de la A la Z. Bă, băieți, păi înseamnă că sunteți retardați. Păi n-ați văzut acolo cum s-a jucat? Echipa de pe locul 15 a fost la egalitate cu echipa de pe locul 1 din campionatul românesc. Voi ați văzut sau n-ați văzut? Eu așa am văzut. A ieșit scânteia acolo pe teren. Au jucat și au făcut ce au putut. Da, că anumiti jucători trebuia să nu fie pe teren și anumiti jucători aveau alte veleități și erau puși pe alte posturi, asta e altă treabă, e altă discuție. E vina cui? A lui antrenorul și a lui președintele, prezidente. Nu e așa cum spun eu? Hm? Ia stați că vă caut acum că băieții ăștia mă provoacă așa și îmi place de ei că sunt pe live-ul nostru. Și o să le pun o melodie, o dedicație să le dau. Înțelegeți? Azi că le pun o melodie. Pentru toată stâna Becaliotă și pentru toți fanii ei. O să-i pun acum.